Salutare, draga mea! Astăzi este ziua cu numărul 2 din cele 7 zile în care vom lucra pe frica noastră de a deveni mămici. Așa că astăzi vom intra foarte puternic să ne vedem această frică, unde se află ea și cum putem să o primim, să o acceptăm și să o folosim în avantajul nostru. Așa că te invit să te așezi într-o poziție confortabilă, să închizi ochii și să-mi urmărești vocea. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Și cu fiecare inspirație vom aduce pacea în corpul nostru și cu fiecare expirație vom elibera tensiunea și presiunea. Vom începe acum să aducem energie din străfundul pământului prin tălpile picioarelor noastre, care va urca prin gambe, prin coapse. Și urcă această energie, urcă prin pântec, prin inimă, prin tot corpul nostru. Iar deasupra capului vom deschide acum o bulă de lumină în care ne vom pune conștiința noastră fictiv sau pe noi fictiv. Și cu această bulă de lumină vom începe acum să urcăm. Și urcăm și ajungem în cer. Și vedem orașul din care suntem de la distanță și urcăm mai sus și mai sus printre stele, printre planete și urcăm acum treptele de lumină, una câte una, una câte una, una câte una. Și urcăm și ajungem acum la o lumină aurie care este casa sufletului nostru. Iar aici vă invit să zăboviți o secundă, să inspirați, să expirați, să inspirați, să expirați. Excelent! Iar acum vom merge mai departe cu bula noastră de lumină prin toate culorile curcubeului până vom ajunge la o ușă sau o fereastră ce va pătrunde într-o lumină albă, perlată, irizantă. Bula noastră de lumină se dizolvă și noi acum devenim una cu lumina. Inspirăm, expirăm... Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm și ne conectăm cu această lumină din care și noi facem parte. Și cu acordul vostru voi începe acum să trimit vindecare în fiecare moleculă, celulă și atom al corpului vostru. Iar astăzi vă invit să vă dați voie să vedeți exact care este cea mai mare frică pe care o aveți în interiorul vostru cu privire la maternitate, cu privire la statutul vostru ca și mame. Așa că vom închide ochii, ne vom așeza pe o băncuță, inspirăm, expirăm, pe băncuța din lumină albă perlată, într-o grădină superbă, ne vom relaxa și vom aduce în fața noastră acum versiunea noastră de mamă. Și ea poate să fie fericită sau obosită, nervoasă sau pur și simplu să nu vrea să se uite la tine. Oricum ar fi ea, e perfect ok. Dă-i voie să vezi ce-ți transmite, ce gânduri are, ce frici are, ce senzații apar în corp. Și primește de la ea tot ceea ce are nevoie să-ți transmită astăzi. Excelent! Și când sunteți pregătite, puteți să aveți o conversație cu versiunea aceasta a voastră. Puteți să o întrebați dacă e greu cu copilul, dacă se descurcă, dacă are ajutor. Puteți să întrebați dacă se odihnește, dacă mănâncă, cum arată relația cu partenerul. Puteți să întrebați ce doriți voi. Se poate să primiți răspunsuri sau nu. Oricum ar fi, este perfect ok. Dar această versiune a voastră de mamă are nevoie de ceva specific astăzi de la voi. Are nevoie ca voi să o ajutați cu ceva. Dați-vă voie să aflați cu ce trebuie ajutată această versiune. Poate are nevoie de mai multă putere, forță, de mai multă iubire. Și vom crea spațiu prin care noi vom trimite acestei versiuni tot ceea ce,
ce are nevoie, da? Puteți să vorbiți cu ea, să-i spuneți, draga mea, faci o treabă foarte bună. Ai făcut un drum foarte lung să ajungi aici. Te rog să te apreciezi pentru tot efortul pe care tu l-ai depus pentru a ajunge în acest punct, de acela de a fi mamă în adevăratul sens al cuvântului. Draga mea, așează-te aici pe bancă, inspiră și expiră și află că eu sunt în continuare în interiorul tău și te pot susține oricând ai nevoie. Această versiune a voastră vă va dezvălui acum care este cea mai mare frică pe care voi o aveți, pe care vă invit să o vizualizați astăzi și să o acceptați așa cum este ea. Vă vom învăța că sunteți în siguranță să vă vedeți frica, să o acceptați frica, să simțiți frică și știți acest lucru și sunteți în siguranță în timp ce parcurgeți acest proces. Așa că am nevoie de un da cu voce tare de la voi pentru a primi aceste instalări. Aflați-vă acum frica de la această versiune a voastră și acum, după ce vă spune care este frica cea mai mare, această versiune va dispărea efectiv de lângă voi. Și dacă nu dispare, atunci îi faceți loc în interiorul vostru, acolo unde are ea nevoie. Se va duce undeva, într-o zonă din corp, poate, oriunde ar fi, perfect ok. Și mergem acum mai departe și frica aceea foarte mare pe care ea v-a dezvăluit-o, vom zbura acum ca un fluture peste viața voastră. Și vă veți uita de sus, de acolo din lumina albă perlată, la viața voastră, să vedeți cum se manifestează această frică foarte puternică pe care voi o aveți. Unde este ea? În relația cu soțul, în relația cu părinții, în relația cu colegii de serviciu, în relația cu voi? Este această frică. Unde se raportează ea cel mai clar pentru voi? Unde o vedeți cel mai clar? Unde o vedeți cel mai pregnant? Bun. Acolo unde o vedeți, vom trimite o cantitate de iubire și lumină infinită și cu acordul vostru această vindecare va fi trimisă acolo. Această frică o puteți aduce acum în fața voastră și vă invit să aveți o conversație cu ea. Și puteți să-i spuneți ce simțiți voi. Frică mă sperii. Mie mi-e foarte frică să simt frică. Eu nu știu ce să fac cu frica când o simt și tu mă copleșești când apari. Puteți să-i spuneți, frică, tu ești parte din mine, eu te accept că existi, îți mulțumesc că ești acolo, dar am nevoie să pot să trec peste tine, în sensul în care tu să fii mică în interiorul meu, iar eu să pot să merg mai departe pe drumul meu, fără să simt atât de puternic aceste senzații în corp. Îți mulțumesc că ești aici și acum dați-vă voie să simțiți în corp ce trebuie corpul să experimenteze în acest moment și ne ținem după respirație. Urmăriți-mi vocea, inspirați, expirați, inspirați, expirați, inspirați foarte adânc, expirați îndelung și relaxați, inspirați, expirați, inspirați, expirați, inspirați, expirați. Bun. Și acum luați frica în palmele voastre în față, cu ochii închiși și imaginați-vă cum această frică se face ca o minge de dimensiunea unei mingi de badminton și această minge se va duce undeva în corpul vostru, acolo unde este locul. Vă vom învăța acum că sunteți în siguranță să mergeți înainte în viață, pe drumul vostru, chiar dacă simțiți frică, că știți că aveți voie să faceți acest lucru și știți că frica nu trebuie, știți că frica se poate experimenta și puteți să trăiți fără ca frica să fie blocantă, ok? Bun. Inspirăm și expirăm, inspirăm și expirăm, inspirăm și expirăm. Și ne punem acum în bula noastră de lumină și începem acum să coborăm și coborăm prin culorile curcubeului, coborăm prin lumina aurie, iar de aici ne vom alege un sfânt, un înger, pe cineva care să ne susțină, oricine ar fi, perfect ok, și coborâm, coborâm, coborâm cu bula noastră de lumină prin cer și ajungem în corpul nostru și integrăm această energie în fiecare moleculă, celulă și atom al corpului nostru
și se duce această energie în străfundul pământului prin tălpile picioarelor noastre, iar de acolo, din inima mamei pământ, vom aduce energie în tot corpul nostru și o vom centra în inima. Vă doresc o zi frumoasă! Pupici!